Uite-te și tu. Ai încredere în propria specie. O să mă duc și o să vorbesc cu ei. O să ne înțelegem frumos. Ai, da... Yo, armata de Terexani, ce faceți, mă, de bună urmă? Eu sunt Terex și bine v-am regăsit la încă un episod din The Isle, mă, oameni. Sper că mă auziți mai bine acum, fiindcă am făcut o modificare la microfon. Și nu mă refer la o setare de modificare, mă refer la o modificare în viața reală. Am pus un burete pe microfon, mă, oameni. Tot ce am făcut eu a fost să tai o bucățică de burete, să o pun pe microfon ca să mai reduc unele probleme de-astea audio care mi se mai întâmplă mie, mă, frate. În primul rând că microfonul îmi percepea ce s-au de pâncă și îmi cauza foarte mari probleme și să-l bată Dumnezeu. Acum am rămas cu o foarte mare gaură în buretele de la duș. Pe de altă parte, sunt pe Bio Isle, oameni, pe serverul ăla fain, de-i place o trec să joace care și îl găsi și pe Simo cum face live-ul mai mereu. A fost un mare wipe și aparent tranzaurul meu n-a supraviețuit wipe-ul ăla care s-a dat și l-am creat pe Sheldon. Alai, Sheldon astăzi, oameni, o să ajungă adun și o să terorizeze din nou Bio Isle. Atât, conform acolo. Și direct pe plajă-i T-Rex-ul, nu? Atât mi-a fost. Ala, e direct pe nisipul ăsta. Am înțeles acum, frate, au spus developerii că o să se întâmple o chestie faină când te spawnezi acum ca dinozaur. O să vină așa o cușcă cu tine, cu un elicopter, cu ceva și o să te lasă așa în poziția respectivă unde o să te spawnezi, ceea ce e foarte tare. Eee, uite-o și pe Lexi. Atât, mă întreb unde o să fi spawnat. Spunea că undeva aproape, dar nu-mi dau seama unde. Sper că nu i-am dat bloc din greșeală. Atât o văd acolo, ni, uite, vezi unde e numele ăla? ID, capul meu, de invizibil, mă, uite așa stăteam, mă, uitam pe peste, zic, unde mă, că nu văd, mă, unde ce se întâmplă. Când acolo erau tot acolo în nisip, ID, capul meu, cred că e pe partea alaltă, pe malul celălalt, habar n-am. E, obiectivul meu astăzi e să ajung tranzaurul ăsta adult. Am reușit o dată, am reușit de două ori, am reușit chiar de patru ori. O să reușesc la cincea oară. Am crescut până la 300 de tranzauri adulți, frate, cu ăsta, deci cât de greu poate să fie. Ala, cred că văd pe malul celălalt acolo. Bată Dumnezeu, ce distanță mare. Mă întreb oare câți oameni sunt pe serverul ăsta? 157 din 200. Ai indicat meu, din câte am înțeles, adminul serverului ăsta mare, care m-a trollat odată, bată Dumnezeu pe live la Simo și aia să mă omoare, a spus că vrea să facă 300 de oameni, să bagi 300 de oameni pe serverul ăsta sau măcar 250, dar din câte să vede aici nu prea a reușit, nu a suportat serverul probabil, dar din câte am înțeles, frate, în Recode, o să poți să ai un slot de 500 de oameni, o să poți să ai un slot de 500 de oameni, închipuiesc cum o să fie asta, frate. Ale, un pui de alozau. Alai, salută lumea, Alexi. Zile ceva frumos acolo și acum să vezi că vă înjură. Și acum întrebarea unde mergem. În partea acolo e zona lui... E zona noastră, te vezi în partea unde e muntele ăla. Deci cred că ar fi cel mai indicat să mergem acolo sau habar n-am. Ia ce că mă vede pe mine, dar eu nu prea o văd acolo. Ai, dacă am ce-a fost aia, ui. Un pui de rex. E mâncare. Am auzit un pui de giga, trebuie să o omor. Alai, pui de giga moare. Păi de cam e un pui de rex face care face gălăgie, bată Dumnezeu, îl atrage probleme. Bă, s-aud foarte mulți pui de rex face. Hai, de cam eu gândește că toată lumea trebuie să-și facă progresul acum sau ceva de genul. Am citit pe mesaj de introducere pe serverul ăsta că, și că dacă nu intri o perioadă, bă, dar nu taci ăla din gură. Dacă nu intri o perioadă de 30 de zile pe server, toate fișierele tale personale ale playerului sunt șterse, frate. Ca o metodă de asta de curățare a serverului, ca să țină serverul curat și proaspăt, știi? Deci dacă nu intri 30 de zile pe serverul ăsta și ai ceva, un tranzaur adus sau ceva de genul, o să fie șters. Văd pui ăla de giga acolo. Fai, e rumec la fraia. Îi văd și mă duc după ei, asta e intenția mea, vreau să-i omor, vreau prima mea victimă, că deja mi se face foame, ești nebun, ai de cap meu, mic și-al dracu, uite, cred că au luat-o la fugă, cred că s-au pus pe fugă oamenii, atât le-a fost, uite de cap meu, bă, da, unde naiba sau unde pui ăla de rex, bată Dumnezeu, trebuie să-mi fac stamina ca să pot să traversez asta, că o să dureze mult, uite o cremadă pui pe plajă, ce poate să fie mai frumos atâta, și adulții și prădătorii și orice ăștia de talie mare, așa, în afară de juvii n-au voie să o moare nimic de pe plajă. Deci ăsta e safe zone pentru pui aici pe plajă, frate. Asta îmi place mie asterul ăsta. Ai safe zone pentru pui, fiindcă eram o dată, frate, pe un server de ăsta care n-avea reguli sau ceva de genul. Bă, și cum mă spawnam? Fai, era o granată de ăștia, frate, care omorau pui pe plajă. Și nu puteam să mă spawnez direct la mea. Oi, capul meu s-a dus toată stamina, ești nebun. Toată stamina. Alai. Trebuie să mă odinez rapid. Atât. Ata. Stai jos acolo. Săracul Sheldon, e obosit de la not. În otolipii, campion pe era jurasică la not. Sheldon! A început să ploaie, atât lui Sheldon. Nu o să mai fie set o perioadă bună de timp, dar foamea tot o să fie foame și fă că Lexi vânează avancela tops. Ala, vin și o să ajut. Atât, sau vin să curec roadele producției. Atât, vei să mănânc și eu ceva acolo, că mi se duce hunger-ul foarte repede, frate, în stagiul de juvite să mănânci în prostie care, să mănânci într-una, dacă n-ai mâncare, ești terminat.
Bine că se spawnează multe ai pe aici, fiindcă nu sunt, mă întreb de asta încât spune, 160 aproape, ai de cam eu, curând o să se umple serverul și nu o să se mai spawneze aiul. Ai, viața mea, acum sper să nu se vină aceasta să-mi fructe de mine și surprinzător am prins timp de zi, frate, eu când intram în jocul ăsta, mereu era noapte. Mereu, bă frate, eu când jucam jocul ăsta, bă, mereu era noapte, mă, în permanență. Și odată că am dat un server pe timp de zi, Albin o schimbat noapte pentru ceva motive. Bă, ce-mi place buretele ăsta pe care am pus pe microfon, că mi-a luat șampon, mi-a luat atât de frumos. Ai, dica mea, fiica, mi-a dormit pisica, frate, a dormit Monic, mi-a dormit pe căști într-o zi. Și mirosea pisică udă sau ceva de genul, habar n-am. Ai, dica mea, mirosea orice. Am pus microfonul ăsta, am pus buretele ăsta pe microfon, frate, și acum miroase frumos a șampon, nemaipomeni. Cum zic eu la toate șampoanele, șampoanele miros a bomboane la mine. Bine, că eu am probleme grave cu șampon, nu mă înțeleg deloc cu șamponul, frate, adică să-mi bag picioarea, că nu, dacă mă spăl de două ori la cap cu același șampon, în cauzează mătreață. Prima dată e ok, îmi face părul frumos, chestii, dacă mă spăl la a doua oară cu el, pa, îmi face o mătreață, frate, vai de capul meu, am păr sensibil, frate, nu știu. Alea, uite, avem skin-uri asemănătoare, alea, vină încoace tovarășe, nu fugi de mine, alea, asta e cea mai epică urmărire pe care am văzut-o vreodată în viața mea, vină încoace. Lagul m-a ajutat acolo, atât. S-a mai spawnat ceva împrejur? Uai, de cam eu sper că e vreun player. Prinde-l, măi! Așa! Și în momentul ăsta putea să mușnie dacă nu mă prosteam cu trei colul meu. Bată-mă, Dumnezeu! Uai, de cam, da, frame drop-urile astea sunt, te sperie. Bată Dumnezeu la ele. Alai, l-am luat! Alai! Nu l-am luat! Atât e Dumnezeu! Bă, mai avem altar pe serverul ăsta? Mai avem altar pe serverul ăsta? Atât! Alai! 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 Lida, bagă! Alai! Uite bă, că diverez mușcăturile, atât. Uite, acum nu se mai strică hitbox-ul. Dacă vorbeam de hitbox stricat, acolo trebuia să fie lovitură. Alai. Acum am mușcat pe lângă el și l-am pus ca mușcător. Ce drac, băi. Uite cât de însângerat, uite cât de rănit, uite cât de bătut e animalul ăsta și încă mai stă în picioare. Mai du-te, mă. Da, doamne, bată-te. Mori. Juvigiga. Juvigiga. Uite, Juvigiga moare dacă vine în face Juvigiga. O să mănânce mare bătaie. Oh, watch out. Eu n-am stamina, ce mă fac? Uite, că am eu chestia de grămadă. Dihania dracului, trebuie să fac stamina. Nu, pleacă de aici. Pleacă de aici. Nu, dispari. E al nostru ăsta. Te duci la dracu să-ți ia dacă vii cu așa. Ni. Ni e șmecher, domnul. Ai, că nu mă prins nici în 500 de ani dacă alegi în halul ăsta. Te mișc ca un vierme, tovarășe. Uai, dacă am eu, nu. Mamă, cât aproape a fost chestia aia. Uai, dar mai mare ca nu-i ăsta, uite. Ala, și cu întoarcerea de... Ala, e mor, tovarășe, o să mor. M-a mușcat fraierul. Mamă, cât blind mi-a dat. Maică, măiculeți, al treilea ecran, nu e bine, o să murim, nu trebuie să facem asta. Du-te la dracu încolo. Uite un cune ai, du-te și al pe ăla. Te găsește toți dragi și dacă tu vrei să... Tu vrei... Nu. Lasă-o în pace, tovarășul. Te mâncă pielea pe tine. Alai, du-te la dracu de aici. Bată-te, Dumnezeu, mai merg cu ziua cu așa ca să... nu, e al patrulea ecran. Ai, de cam eu, o să murim, nu-i de bine. Trebuie să bătem de tragere. Sa. Niet că te bată Dumnezeu! Ok, aparent Juvigiga e OP, cel mai OP Juvi, că în stare de adult e cel mai varză, bată-l Dumnezeu, nu, nu, unde m-a spawnat? Am auzit un rex adult. Ala, m-a spawnat un rex adult, dar unde naiba? Ei, sunt la locul ăla. Sunt exact acolo unde a trebuit să fiu. Ai, de cam eu, dar, bă, Dihania, dracu, bă, de Juvigiga, bă, bată Dumnezeu. Ete, cam așa începe T-Rex-ul. O frumoasă aventură cu tiranozaurul lui, nu? Săracul Sheldon și-a înfruntat moartea pentru prima dată. Al dracu Juvigiga, bă. Aud un sub-rex pe aici, până apropiere, dar nu știu pe unde e naiba, e. Cred că e jos la apă. Sper să fie și un adult cu el acolo, să ne adopte. Sau măcar să fie mai mult sub-giga, doamne, sub-rex, să ne adopte și pe noi, bată Dumnezeu. Mă întreb, unde s-o fi spawnat? Ai, de-a capul meu. Giga ăla a încărcat regul, frate, fiindcă ne-a omorât pe amândoi, bată-l Dumnezeu de fraier. Că dacă a omorât pe mine, nu mai trebuia să omoare și pe Lexi, dar, na. Doi. Bună. Nu faci asta. Nu, domnule. Aaaa! Uite-te și tu. Ai încredere în propria specie. O să mă duc și o să vorbesc cu ei. O să ne înțelegem frumos. Au venit direct și mă omoră, frate. Dar uite-te și tu, na. Ce să te aștepți la așa jucător? Și lumea zice că sunt de norocit că mi-o mor propria specie când devin adult. Păi, na, uite, cum să nu faci așa ceva când jucătorii sunt niște nemernici. Eu aș fi făcut așa ceva dacă eram adult. N-aș fi făcut așa ceva. I-aș fi luat sub aripa mea protectoare. Băi, că am uitat cât de greu să crești un bun rex, frate. Chiar am uitat. Ne-am spawnat fix în același loc. Bine, m-am spawnat puțin mai încolo. Ia să spawnat exact în același loc.
Bată-mă Dumnezeu cu natura asta. Nu, un pui de iuta. Ar fi culmea să mă moare și un pui de iuta acum. Bată-vă Dumnezeu, natura e înfricoșătoare. Hai să omorâm puiul ăla de ghig acum. Bată-l Dumnezeu, să ne dăm răzbunarea, dacă e posibil așa ceva. Dar ăla mea e puternic dacă noi. Bată-l Dumnezeu. Și e fix în locul ăla al nostru, acolo ne merge cea de bată Dumnezeu. Puiul ăla de ghig aș putea să-i dau un foarte mare report că ne-a abandonat cadavrele acolo, dar n-are nici cel mai mic rost să-i dau report. Adică ce poate să-și piardă omul? Pierd un pui de ghiga cu 2% progres și ce să prim înapoi? Un rex cu 3% progres, cu 50% progres sau ceva de genul, dar n-are niciun rost. Poate decât să așa un kick sau așa, dar asta nu o să ajute la absolut mica degeaba. Mai repede îl omorâm noi pe el, ei! Na, uite-te și tu, na. Na. Uite, acum o aleargă. Uite ce om, frate. Uite cum... Uite, aș putea să mă duc foarte frumos cu chestia asta, să tai așa frumos bucata asta, segmentul ăsta, să mă duc la MN acolo pe server de Discord, să zic, uite tovarășii ce face Giga ăla. Găsește-l, că sigur ăsta o să mai facă prostii de-astea în curioare. Să-i dăm noi o lecție iarăși, dar nu știu care ar fi șanse noastre ca să bătem așa ceva, frate. Juvi Giga e foarte OP, e cel mai OP Juvi. Bată-l Dumnezeu. Poate puiul de spine o să fie mai OP când o să-l bage, habar n-am, dar uite-te și tu. Na, uite ce mizerie de om. Uite un Iuta adult. Nu s-a poate omorât, iar bată-l Dumnezeu, uite acum să-l omoare Iuta Raptor ăla, ce fain ar fi. Haide domnule Iuta, vino mâncă-l pe fraierul ăsta, bată-l Dumnezeu, uite-te și tu. Dar acum eu mă duc pe partea asta să mă omoare și pe mine, ce dracu e asta aici? Nila, ce e aici? Șoburi, uite. Un pui de pachi. Haide cameu, du-te ăla dracu încolo, că te bată Dumnezeu. Uite, raptorul ăla o să rezolve problema. Sunt mai mulți raptori. Asta nu-i de bine. Asta invite lui Lexi înapoi. E bine că ți-ai lăsat cadavrul acolo, tovarășe. Ca un adevărat jucător care a citit regulile, nu? Uite ce face omul, na! Are cadavru și mă atacă pe mine. Ăsta direct la admin ajunge. Bată-te Dumnezeu, de idiot. Du-te ăla ci. Bată-te Dumnezeu. Na. Adminii nu sunt pe server sau ce dracu se întâmplă că ne omorât frate, a doua oră ne-a omorât omul. Să vină să-i dea un ban lui fraier. Giga's always breaking rules. Uite cine știe, Scrappy NPC-ul ăla știe mai bine, uite, vezi? Giga întotdeauna mereu sunt puși pe rubregul, frate. Nu sunt ei oameni de să ai încredere, nu aveți încredere în Giga, frate, ci că n-ai încredere în Giga. Giga, uite, da, să omori eu Giga întotdeauna mereu când am ocazia. Bată Dumnezeu. Ai de cap meu, Giga adult. Ai, Doamne. Ai de capul meu, îmi trebuie stamina. Oricum nu mă ajută la nimic stamina. Ai de capul meu. Nu e ok deloc. Frate, dar ce-s cu atâția Apex? Lumea își cumpără Apex ăștia sau ce dracu? Cât a fost serverul ăla? Suntem în cea mai faină situație posibilă. Ce se întâmplă? Another Juvi Rex? Ala-i, nebun, bagă-l și pe ăla acolo dacă zice ceva fain. No, uite-te și tu, Oratania, dracu, o să mor tu foarte curând, tovarășe. Stai numai să mă fac eu adult. O să vezi tu pe dracu să-ți ia. Bă, salvați-mi și mie ceva de mâncare, că mor aci. Ala-i. Pui de iuta, dă-l încoace. Atât i-a fost. Cică și-o de invite într-un grup și așa ceva de agent. Dar cum să nu? E un pei nemaipomeni. Dacă ne atacă ceva, noi trebuie să fim mai rapid decât tipul ăsta și scăpăm. Uite și un pui de dilo acolo. Atât i-a fost. Ăla urmează pe list. Du-te bă de aici. Bată Dumnezeu la tine. Bă, nu-l ataca, băi. Ai de capul meu ăsta. Bine că rupe regulile. Așa, tovarășe. Ne preface că nu vedem chestia asta. Ignoră-l. Nu e de-al nostru. Am băgat senzația că prostovanul ăsta. L-a omorât. Aveam senzația că o să-l oboare, dar apare nu. Ok, ia să încerc eu să mănânc repede chestia asta, să curățăm de aici repede locul crimei, să nu-și dea nimeni seama. Dacă zice ceva, ala-i, a dispărut. Atât a fost, gata, nu există niciun cadavru de iuta, atât. De cât dilofozaurul ăsta există, ăsta e singur cadavru de aici. N-am văzut absolut nimic, n-am făcut absolut nimic. Nu, al pui de giga. Da, data asta suntem 3, puiul ăla de giga nicio șansă n-are, mai ales că de-abia s-a spawnat, omul o să moară instantaneu. So, how is everyone day? Hell! Tovarăși, am decis că lăsăm să aibă cadavrul ăsta, oricum nu mâncăm noi ăsta până mâine, lasă să aibă cadavrul, nu ne bătem cu el. E prea puternic, e prea defect omul, să se ducă la dracu. Ala, na, uite, uite ce fac ăștia, știi? Doamne, știi ceva, puțin îmi pasă ce se întâmplă acum, lasă-i să se bată. Îmi pare rău, tovarășe, nu intervenim în situația asta. Uite cât de mare e chestia în comparație cu noi. N-ai nicio șansă de supraviețuire. Abandonează. A murit omul.
Acum sunt două cadavre, trebuie să dăm claim la unul, așa e? Oricum să te restart la server și giga ăsta mai mult ca sigur, nici ăsta nu știe regulile. Deci, da, o să ne punem cu ea să pierdem iar atâta progres degeaba. Adică, uite-te și eu, am făcut 5% progres, ești nebun. N-am de gând să pierd tot progresul ăsta. Păstează-ți cadavrele, domnule, într-un minut nici o să mai conteze. Pretty face. Cred că e afecaumul, sper. Sper că și-a păsit că autorul s-a dus că are diaree explozivă și putem să-l omorâm în voie. De fapt, nu avem voie să-l omorâm, asta e partea a doua. Oh, cine ai bea acolo? Alea e alt cadavru? Sunt mai prost decât o levănțică, asta e o buruiană, doamne, eu am văzut cadavru acolo. Ala-i. Ala-i, trebuie să mâncăm tovarul și căzul la datorie acolo. Canibalismul este opțiune, aparent. Aha, acum dai cu doi în conul. Bă, te Dumnezeu de vărătanie. Dilofotau supra-dimensionat, ciști. Lasă că să vezi tu pe dracu mai târziu. Bă, te Dumnezeu. Alai, adă și mie repede. Și acum vezi că încep să-l mănânc, s-a dat restart la server. Uite, de connection de la server, alai, s-a dat restart la server. Atât, și acum trebuie să găsesc serverul iarăși. 7 secole mi-a luat să găsesc server. A trebuit să-mi dea... O, doamne, ce-a fost aia? A trebuit să-mi dea Alex invitație, frate, ca să pot să-l găsesc. Că nu mai apărea pe listă, frate, nu mai... Doamne, jocul ăsta atât bugui la capitolul găsește server, dar n-am văzut așa ceva. Așa, perfect, și hunger-ul meu a scăzut din nou. Extraordinar, bună treabă. Bănesc că restart-ul a durat 5 minute, nu? Dar am văzut că dă cu Troy Call, că e prost. Atal. Ori dă după ea, ăla, ori dă după noi. Nu pot să-mi dau seama. Să-l bată Dumnezeu, sper să-l mânce toate relele de pe serverul ăsta, să sufere cele mai cumplite morți posibile și să nu poată să se bucure de joc. Dar nu știu de ce s-a atât de nenorocit. Dar nu suport Giga, n-am ce să fac. Aveau și un videoclip cu Giga. Când era să ajung și-o subadul dracului, m-a omorât un Rex. Vezi, asta e ciclul vieții. Giga-ul nu bate Rex-ul niciodată. Și nici nu o să poată să facă vreodată față la un Rex-ul în Giga. Dacă aș primi un leu de fiecare dată când am traversat apa asta în episodul ăsta, să mă bată Dumnezeu, acum aș avea 3 lei. Ai de cap, eu mi-aș permite 3 pâini. Fa, m-aș hrăni 3 zile, e nebun, s-a luat cum consum eu pâinea de cel puțin 3 ore. Ala, și mâncarea și cu apa mea sunt în cel mai rău stadiu posibil, când ai bama apă, 30%, aproape 64%, ai de cam, eu sunt direct malnutrit, și direct ca în viața reală am ajuns, direct malnutrit, bată-mă Dumnezeu, bine, nu sunt malnutrit în viața reală, asta a fost doar o glumă, luați-o ca atare. Oh, nu, e Juvi, și are stamina mai multă ca mine, trebuia să... bată Dumnezeu, frate, nu, uite-te, știu cum să încheie chestia asta, nu se poate așa ceva. Ala, du-te la dracu încolo. Du-te la dracu încolo, fă-te sub adult și dispari. Ala, nu. Lexi e în stare critică, gigantozoare și-a venit să curețe plaja și asta încă să ține după noi. Bată Dumnezeu, nu fi vreun rex adult pe aici? O familie de rex adulți, așa, ce frumos ar fi să fie și... De ce nu sunt rex pe plajă? Deci, da, știu, pentru că gigantozoare sunt varză și nu pot să omoare absolut nimic și trebuie să stea să omoare Juvi pe plajă, am înțeles. Ai, de cam eu, apa e foarte departe, uite piatra aia, uite, să vede piatra acolo. Uite, vezi, chiar acolo, vai, departe rău apa, frate. Ța, cred că mai aproape e twins-ul decât aia. Bată Dumnezeu, nici eu nu cred că o să reușesc să ajung până acolo, frate, e prea departe. Ța, de cam... Și văd o chestie mică pe plajă acolo, ce-o fi prostia aia oare? Oricum nu putem să-l omorâm, ne trebuie apă neapărat, dacă omorâm poate stăm cu cadavru. Uai de cap, bă, dure călătoria tranzorului, frate, na. Nu, supraviețuirea tranzorului nu este garantată, ăsta e un titlu pe care l-a folosit Simo odată la un live stream și cred că o să împrumuș o titlu ăla. Eu ori am fost o creatură pe plajă, ori cred că am halucinații de la foame și de la sete, cred că am halucinații. Ala-i, pot să miros apa, e bine, suntem aproape, dacă poți să miros, e foarte bine. Ala, hai că se poate, să avea la al doilea ecran. N-am foarte multă stamină și absolut nimic n-am, frate, absolut nimic. Sunt totalmente cel mai ruinat pui de tronzor existent pe lumea asta. Eu și Lex, uite, suntem cuplu perfect, frate. Uite cât da fain, uite cam eu cât da fain. Vă place suferința noastră? Este? Râdeți voi acolo în comentarii. Bată-vă Dumnezeu cum o să văd pe acolo pe gătare. T-Rex, nubule, fix în fața, pe dracu-i peste. Al treilea ecran, 5 ticuri pe dracu de damage. Uai, eu știam că funcționează altfel chestia asta, frate. Hai că se poate. Uite bă că a reușit, dacă a reușit, a reușit și eu. Și acum vezi că mor dracule când încep să beau. Alai. Uai. H2O. Împrospătare lichidă. Atât apă din stânca asta. Doamne, stânca asta e ce o binecuvântare. Arătăm amândoi de zici că am venit dracule de la vot. Hai de capul. Uai, ce s-aude? Ceva notă. Ceva este posibil o pradă pentru că notă pe aici până apropiere că s-aude că s-a mișcat apa. Păi de cam eu, cineva o să-și ia ceaiul. Imediat după ce îmi refac puțină stamină și mă mai vinde puțin. Ia zi, cât e hunger-ul? 12%, bun așa. Ala, hai că... nu e bine deloc, trebuie să găsi... pui de Iuta. Îmi pare rău, tovarșe. I'm sorry, Kaden, I know you love baby Iutas.
There's other way. Săracul pui, uite-te mă la el. Du-te, dă-i moarte, ala-i. Ala-i, atât i-a fost. Ade mâncă, unde e? Unde n-ai băie? A dispărut în altă dimensiune. A, acolo e. Fix acolo e. Unde? Vreau și eu. Ale, dă și mie. Atât. Uai, cum am supraviețuit. Bată, Dumnezeu. Ce n-ai băie prostia asta? Ce, bă, ce n-ai băie? Ce n-ai băie cu asta, Alex, aici? Bă, ce e asta? Asta e cumva apă de mare care se glice. Na. Na, explica asta, Dondi. Oare chestia poate să ne omoare sau ceva? Habar n-am. Sau e un pui de alozaur. A, e un pui de alozaur. Ei. Și e foarte micuț în comparație cu el. Cred că putem să-l omorâm. A trebuit să-l omorâm. E, ăsta dă cu troi colul la mine. Te bată, Dumnezeu. Ala-i. Te bată toată sarta lui Dumnezeu, te bată. Ala-i, ia vină tu încoace. A, atât s-a fost. Bată-te, Dumnezeu, nu dai cu troi colul la mine dacă ești atât mic și sfrijit. Acum îl mâncăm și avem și cadavru. Avem protecție dublă. Ei, serverul ăsta a devenit sălbatic rău de tot, frate. Nu era așa de cursă mare pentru supraviețuire. Acum toată lumea omoară pe toată lumea fără niciun pic de... Fără un pic de asta de simț așa. Toată lumea mea acolo îți dă mare ceai și după aia te lasă acolo. Hai de cap, mă, și nici nu sunt admin activ la ora asta. Bată-i Dumnezeu. Ni uite cum a murit alozaurul ăsta, frate. Ce ochi are. Hai de capul meu. Ar fi mișto să fie animația de asta, frate, de moarte, ceva de gen, știi, când omori ceva, să se prăbușească așa la pământ, să ai animația asta, să prăvălește așa la pământ, ceva de genul ăsta, uite cum o muri, frate, i s-o suci piciorul, i s-o suci gheala tot. Ce aleargă, unde, ce, când, cum, cadavru s-a dus, hai să mergem să ne luăm niște apă și să plecăm dracule de aici. Tovarășe, nu te mai omorim încă o dată, lasă-mă în pace, n-avem nicio treabă cu tine. Oh, ăla nu-i un ghig, ai un pui de serato. Hei, cu așa n-am nimic, așa sunt simpatici. Ala, hai să mergem la apă acum, ne mai trebuie niște apă iară și a început să și plouă, partea cea mai bună a vieții a început să plouă. Ala, acum că avem nevoie. Sper să nu colche ceva monstruozitatea dracului pe aici și să ne sfârșească pe amândoi așa pe depusă masă, că sunt și eu 70% și cred că și tot pe acolo puneva la 70%, că amândoi ne-am spawnat în același timp, de suntem exact la aceeași vârstă. Alo, sau l-am învățat ceva respect, așa e, să nu mai dea cu 3 colo niciodată. A dat cu doi colți, așa e, și-a învățat regula și cred că ceartozaurul îl vânează. O, nu dilofozauri. Ăștia-s teroarea, ăștia și trodonii când o să fie băgați. Ăștia o să fie cele mai... Ai, de-aca meu copac! Corecție, asta e cea mai mare teroare de tot jocul ăsta, copaci ăștia. Doamne, ce amuzant o să fie videoclipul ăsta de editat mai târziu. Hai, de-aca meu, câte zile o să-mi petrec eu oare la montaj acolo și voi nu o să apreciați ca de obicei, că bată-vă Dumnezeu să te zice târâtoare, nu știți voi care e chestia cu editatul și care asta. Dar lasă, că o să vedeți voi în curând un behind the scene marca T-Rex și o să vedeți cum funcționează toate șmecherile, iar vă ceva mișcând pe plajă pe acolo. Sper că zburuienele. Uite ce mers normal am, ai de cameu, uite așa merg eu și pe drum. Tam 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 tam. Și Lexi și ala fel de pavire. Oh, doamne. Bă, jocul ăsta poți să zici multe, dar când ai cu cine juca, îi fain. Când ai cu cine jucai, decât frustrant și vine să te omor dracului. Ceratozaurul ne-a invitat să mâncăm. Oare să acceptăm mâncare de la străini? Se vede bine și fără night vision. Da, nu știu ce să zic. Văd acolo. Sunt chiar acolo oamenii. Oare în siguranță? Oare un cadavru mare sau ceva? Sau nu o să devenim cadavru atât ce o să călcăm pe zona verde? Hai de cameu. Verde înseamnă star. Deci verde înseamnă star la omorât. Habar n-am. Nu știu ce să zic, hai să încercăm. Hai de cap, meu, nu, să vezi cum o să fie de T-Rex acum o oră jumate de progres, bată Dumnezeu. Hai de cap, meu, sper că tovarășul n-are intenția să ne transformă pe noi în cadavre. Ala-i, dă-i cu doi colo acolo și să sperăm la ce e mai bine, dă mâncare gratis și mie mi-e puțin foame, deci... Zic că merită să încercăm, nu? Unde e naiba e omul că nu-l mai văd? Oh, este un pui de giga, ce să vezi? Ce drăguț din partea lui. Hai de cap, meu, și are chiar două cadavre. Ei, ceratozaurul, îmi place ceratozaurul ăsta de așa, vreau să-l iau acasă ca animal de companie. Uite cât de treabă, omul. Ala, e direct un cadavru de giga, ce puteai să-ți doi, mă? E bine ce ai făcut acum? Ba, tu ai pămâta. Ei, tovarășul ceratozaur ne-a asigurat mâncare, 2 giganotozauri în minus pe serverul ăsta, bravo lui. Ala, omul merită o medalie. Atât, noi trebuie să ne continuăm călătoria, că avem nevoie de apă. No, uite, ăsta e un sunet care îmi place să-l aud. Ala. Salutări ție, tovarășe, care este faza? Hai să salutăm într-un mod foarte frumos. Oh, sunt doi! Fancy! Na, ne-am găsit o familie, ne-am găsit și o mamă și un tată, sau probabil doi tați, sau probabil doi mame.
Tovarășe băgați, ești fără în seamă, dar du-mi burtă. Ai, da, am înțeles, da. Da, fix a lămurit, gata, am înțeles, acum să nu, frate. Bată-i Dumnezeu, na. A, nu, Alexi, trebuie să plece, bată Dumnezeu, am rămas singur aici, na. Șansele mele de supraviețuire acum s-au redus la 1%. Bată Dumnezeu, ia viață cât de faină-i câteodată. Am întâlnit niște dinozauri adus. Bă, frate, dar de ce toată lumea așa de agresivă? Nu înțeleg. Am dat de tovarăși acolo, direct cu trei call-ul la noi, direct ne-au înghețat sângele în vene, am dat de sub adulți tronzaur, ne-au mâncat instantaneu, țai, și peste tot mai gigantozaur și ne suferi. Singura creatură care a fost de treabă cu noi a fost ceratozaurul, doamne, battle, ăla a fost singurul de treabă. No, uite, cum să nu-ți placă ceratozaurul? Uite, vedeți la ce place mie ceratozaurul? Majoritatea playerilor care joacă ceratozaur sunt de treabă. Un Devil mort, un pui de Devil mort. Ei, și apă și mâncare, v-a zis eu că locul ăsta e o minune. Alai, tâncă. Uai, dar tot frică mie, frate, că nu știi ce poate să sară dintr-un copac sau dintr-un tufiș și să se repeadă fix la jugulara mea. Că, na, așa sunt oamenii prin zonele astea pe aici. Sunt foarte prietenoși, nu citesc reguli, atacă pur și simplu la întâmplare. Alai. Armii nu sunt activi pe server ca să ajute. Oh, nu, a dispărut cadavru. Și s-au chestii pe acolo și nu-mi place și... Și eu sunt 0.9, sunt 90% cum ar veni. Ai, de cap. Ok, o să dispar de aici, nu mai stau nicio secundă, gata, a dispărut cadavru, dispar și eu, frate. Hai de cap, eu. Am auzit raptorea pe acolo și cu aia nu-i de joacă, bată-i Dumnezeu. Oh, nu-i un Iuta. Oh, God. Da, nu-i bine deloc. Oh, nu, tovarășe, suntem prieteni, da? Suntem ok. Te rog frumos, te rog să fii de treabă cu mine, da? Nu vine că să fac curățenie, eu mănânc aceste coaste, nu fac absolut nimic ce n-ar trebui să fie făcut, da? Oh, nu vine spre mine. Sunt de treabă, nu fac nimic, vezi? Ai, de treabă și el. Hehe. Alai. Gata, l-am păcălit pe fraier, acum trebuie să fug repede. Stamina mea se consumă mai greu, știi? Și în același timp se încarcă și mai greu. Dar, ei, am stamina mai multă pe care pot să o ard în... ca să fug de chestii rele. Acum, dacă o să mă fac sub azot, pot să dobor un Jutaraptor, nu? Mai mult sau mai puțin. Adică m-am antrenat foarte mult în dobor de Jutaraptor în training. Bine, că nu ca sub adult, ca adult, dar... Cred că funcționează la fel și ca sub adult, nu? Acum trebuie decât să angrejăm în pădurea asta pe aici, în zonele astea, în desișurile astea nemaipomenite. Să angrejăm sau să repede dracu ceva la mine. Nu? E foarte simplu, Eric. E foarte simplu să supraviețuiești. Nu trebuie decât să te ferești de tot ceea ce ar putea să te omoare. Să stai pitit în buren. Oh, nu, sunt în câmp deschis. Aaaa! Oh, nu. Oh, nu, astea dinozauri. Pe care le întoarță, Eric. Uai, sper că nu sunt agro. Că dacă sunt agro, dinozaurul ăla în fracțiune de secundă, mă vine neapuc să clipesc. Ridica, meu. Uite, cam eu știu cum sunt herbivorile în jocul ăsta, frate, herbivorile în jocul ăsta sunt felul următor. Văd un pui de carnivor, trebuie să-l omoare instantaneu. Uite, cam eu n-am cum să mai ies de aici, sunt prins. Uite, viața mea nu e bine deloc. Nu-mi place situația care m-a fost, scoate-mă de aici. Să mă bag în pomul ăsta și o să-mi regenerez dracului stamina. Uite, cam eu, că cine știe când o să am nevoie de astea, care e stagiul meu de creștere? 99%, ala-i. E 1.1, nu trebuie decât să aștept aici cu cursorul pe growth și să sper că nu o să vină nimic să mă ia în surprindere. Ala-i. În subadult. Ai de cap meu, ară fenomenal. Oh, nu, un giga. Oh, nu, un giga, un giga, un giga. Fix aici, fix aici și direct logout îmi dau. Gata, atât mi-a fost. Uai de capul meu, oameni. Mi-e frică. Ca ăla e extrem de aproape de mine, frate. Nu vedeți să cred că am putut să-mi... Am dat nas în nas cu el încă. Vai de cap meu. Oh, 5 secunde până la logout. Alai, în 5... 4, 3, 2, 1, cam aici o să încheiem videoclipul ăsta, oameni, așa că dacă v-a plăcut și vreți să vedeți cum se întâmplă călătoria lui Sheldon, lăsați-vă acolo un like, eu vă mulțumesc toată atenția cu toată, tot suportul oferit și noi o să vedem cam cei de la actoare. Hai, pa! Alai, logout! Atât!